Salutare prieteni, astăzi vreau să vă prezint o ciupercuță foarte interesantă, se numește uh, popular ceva a calului, așa se numește cel puțin aici la mine, o să scriu în, uh, cu siguranță în titlul uh, filmulețului și cum se numește uh, exact uh, această ciupercuță, aici în vârf are o chestie probabil unde sunt sporii, care miroase extraordinar de urât, Oh, 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 oh. Foarte, foarte urât În schimb știu sigur că este comestibilă Chiar Parcă la chinezi Nu știu dacă și la noi Se folosește Ca afrodisiac Și ca în bărbătător Acest Acest picior se mănâncă Habar n-am exact cum Bineînțeles că nu am de gând să fac așa ceva Nici nu am nevoie Pentru fetele care se uită Glumesc, bineînțeles. Stați liniștite. <laughs> da, este un picior înțesus, nu știu cum să zic, spongios. Este foarte sfărămicios, foarte ușor de rupt. Gol în interior. Când este tânără, arată cam așa. Este o bilă foarte moale, care are un, nu știu cum să zic, o... Da, chiar nu trece, o gelatină, gelatină. Are gelatină, Uh, aici o să iasă capul uh, uh, acelei chestii a calului <gântu -i> și mirosul tot aici îl ține, să zic, cred. Ia să vedeți, să vedeți, are o gelatină. Pare a fi scârboasă, dar uh, dacă ajută diferiți bărbați, mă bă, că este foarte bună. Mai înainte am văzut una, era absolut plină de uh, găzuțe. Ia uitați acolo, găleata mea cu ciuperci dacă mă apropii foarte, foarte încet și dacă nu vine cățelul meu după mine, o să reușesc să vă arăt că are găzuțe, găzuțe verzui, care, pe care le-am mai văzut și prin alte locuri urât mirositoare, adică pe excremente. Ia uitați-le! Se adună și mănâncă chestia aia, deci ele când sunt, când abia ies, au chestia aia așa gri maroniu, pe care o mănâncă gâzile și probabil acolo sunt și sporii și se poate înmulți pentru că gâzuțele se duc în tot felul de alte locuri prin pădure. Acolo mai este încă una tânără, bineînțeles că nu o să le, nu o să le distrug, o să le las să, să crească. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, nu ezitați să vă abonați, cu siguranță voi mai posta chestii interesante de prin pădure și de prin alte locuri. Ceau prieteni, mulțumesc că m-ați urmărit!